8 înfrângeri consecutive, 7 în campionat și una în cupă, 0 victorii, 0 puncte în 2024, acesta este bilanțul echipei de handbal feminin SCM Universitatea Craiova la începutul acestui an. Trupa lui Bogdan Burcea a devenit ciuca bătăilor în Liga Florilor. Odată cu eșecul cu rapid din propriul fiev și cu anunțul plecării din vara tehnicianului Bogdan Burcea la Corona Brașov, împreună cu alte trei jucătoare de bază, Zanfir, Curme și Cârpeț, Craiovencele au înregistrat înfrângeri după înfrângeri și parcă nu se mai regăsesc în ceea ce fac. De asemenea, calitatea jocului s-a schimbat la 180 de grade. Interesul sportivele pentru handbal se apropie de zero. De menționat că au fost mai multe lipsuri importante, cum ar fi Cârpeț, Zanfir, Rut, Gipa. Asta din diferite motive, inclusiv cele medicale, dar lipsa atitudinii în teren a celor alte jucătoare spune multe despre degringolada din sânul echipei. Astfel, echipa feminină de handbal a Croevei continuă prestațiile genante în Liga Florilor. Miercuri seara a înregistrat un eșec umilitor pe terenul celor de la SCM cu Vâlcea, scor 36 la 21. Despre meci se pot spune foarte puține. Vâlcencele a intrat la cabine cu un avantaj decisiv, 22 la 19. Repriza secundă, gazdele au introdus și junioare în fața unei echipe fără reacție. După această înfrângere, gruparea din Bănie poate spune adio cupelor europene. Clasată pe locul 6 la 9 puncte în spatele formației din Vulcea, echipa din Craiova tremură și pentru această poziție. Pentru echipa antrenată de Bogdan Burcea urmează meciul cu echipa care nu a acumulat niciun punct în actuala stagiune ce se uștiința București programat pe 9 martie la Craiova.